Salut! Astăzi vom gresa rulumenții pe față la un renegat de 1000. Aici avem un gresor la 45 de grade cu care vom putea gresa rulumentul. Ok, am dat la levier la pompa de gresat de 3 ori. Asta e suficient pentru următoarele 3 luni. Dacă îl speri foarte des cu carcerul, probabil trebuie să dai așa în fiecare lună. Ok, dacă doriți să faceți și voi așa ceva, luați șublerul, puneți la 25 de milimetri, 25 de milimetri și măsurați de aici, de la marginea carcasei până acolo, trageți o linie și acolo veți da cu punctatorul un punct, veți găuri cu burghiu de 5 și veți fileta cu M6. Ok, ne uităm aici la rulmenții noi care am primit astăzi. Se numesc DAC, DAC 3060, au alte coduri, de exemplu de la SKF e altul, de la All Bolts e altul, așa, dar același lucru, trebuie să aibă 30 interior, 60 exterior și 37 înălțime. Hai să ne uităm puțin la rulmentul vechi și vedem că rulmentul vechi e de fapt doi rulmenți conici cu bile asamblat într-o singură cămașă exterioară. Ne uităm aici la rulamentul vechi și vedem aici că între cele două rânduri de bile avem un canal de vreo 5 mm lățime și vreo 5 mm adâncime. Aici stă vazelina de rezervă a rulamentului care ar trebui să-l țină să funcționeze corect pe timpul vieții lui. În cazul nostru, pentru că de aici vine apă cu noroi și din partea alaltă infectează toată vazelina, se murdărește și din cauza aia rulamentul nostru se distruge. Ce o să facem noi? O să accesăm canalul ăsta din partea alaltă cu o tăietură și pe acolo noi o să băgăm vazelina care vine de la pompa de gresat. Ok, nu recomand la nimeni să facă treaba asta. După cum vedeți, am pus șublul la 18,5 mm, am măsurat aici 18,5 mm și acum am marcat acolo cu carioca. Aici vom face o tăietură cu flexul exact pe mijlocul rulamentului și ăla va accesa canalul ăla unde stă vazina de rezervă. Ok, după operația asta de chirurgie, e o bucată de plastic, de plastic și o bage aici înăuntru și o vezi că intră mult acolo înăuntru. Uite, vine un centimetru, intră înăuntru, deci înseamnă că o trecut până dincolo. Vom curăți bavurile astea aici ca să ne încurce când îl băgăm în fuzeta de aluminiu și le punem la înghețat. Ok, acum dimineața am scos rulmenții de la freezer, o stat toată noaptea la minus 18 grade și s-au micit cu sutime două. După aia am încălzit fuzetele astea de aluminiu aici în cuptor ca să la vreo 150 de grade, că abia n-am mai putut ține mâna pe ele și atunci a intrat rulamentul foarte ușor. Foarte important rulamentul să-l bagi cu tăietura aia de flex în dreptul gresorului. Deci neapărat mijlocul la tăietura aia o pui în dreptul cu gresorul ca să aibă acces vazela să intre înăuntru. Așa, pui bucată de lemn și pui o cârpă peste el ca să nu-ți intre lemn acolo în rulment și îl bați ușor la loc. Iar la sfârșit, rulmentul vechi îl pui aici și cu ăsta bați și îl împingi frumos la loc. Pui aici zegherul și ești brici. După aia am băgat vazelină. Chiar o trebuie să o intra vreo 4-5 pompe de vazelină ca să umple. Și după cum vedeți, a ieșit vazelina printre cămășile interioare a rulamentului, pentru că el s-a putut umfla puțin. Dar în timpul funcționării el nu este pe acolo. În timpul când se învârte, el va ieși pe aici, foarte puțin, va ieși pe aici, între garnitura sa portocalie și cămașa interioară. Aici, ăsta nu mai are nevoie să fie gresat 3 luni, poate mai mult. Dar pe urmă îi le dai foarte puțin, o pompă, două, atâta îi bagi și nu o să ai nicio treabă ani de zile cu rulmenții. De aici încolo îl montăm și cam asta e video de astăzi. Ok, dragilor, cam asta a fost. Mulțumim tare mult că v-ați uitat
și sper să vă țină rumenții ăștia ani de zile. Ceau!